Bună, sunt Nicoleta. Pentru astăzi vă invit să citim din capitolul 16 cu versetul 24 din Ioan. Până acum n-ați cerut nimic în numele meu. Cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Cele plănuite și garantate nouă de Dumnezeu sunt fără limite. Tronul Harului constituie în sine cea mai înaltă atracție, deoarece este ocupat de acela care ne permite să-L numim Tată. Dar Dumnezeu nu a considerat că principiul mântuirii este complet prin investirea în El doar a iubirii sale, ci a hotărât să așeze la altarul Său un avocat îmbrăcat cu natura noastră. Ca mijlocitor al nostru, misiunea sa este să ne prezinte lui Dumnezeu ca fi și fiice ale sale. Hristos mijlocește în favoarea celor care l-au acceptat în virtutea meritelor sale, le dă puterea de a deveni membri ai familiei regale, copii ai regelui ceresc. Și Tatăl își demonstrează dragostea infinită pentru Hristos, cel care a plătit cu sângele său răscumpărarea noastră, acceptându-i și primindu-i pe prietenii lui Hristos ca pe prietenii săi. El este satisfăcut de ispășirea făcută. Este glorificat prin întruparea, viața, moartea și mijlocirea Fiului Său. Client al marelui avocat. La primul cuvânt de pocăință și la cel dintâi apel de iertare, Hristos îi preia cazul și îl tratează ca fiind al său, prezentând rugămintea lui înaintea Tatălui ca pe propria lui cerere. Când Hristos mijlocește în favoarea noastră, Tatăl deschide toate comorile harului său și ne pune la dispoziție ca să ne bucurăm de ele și să le transmitem și altora. Cereți în numele meu, zice Hristos, și nu vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi, căci Tatăl însuși vă iubește, pentru că m-ați iubit, folosiți-vă de numele meu. Așa rugăciunile voastre vor avea efect, iar Tatăl vă va da bogățiile harului său. De aceea cereți și veți căpăta, pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Dumnezeu dorește ca toți copiii săi ascultători să ceară binecuvântările sale și să vină înaintea sa cu laude și cu mulțumiri. Dumnezeu este izvorul vieții și al puterii. El poate să facă din pustiu un câmp roditor pentru cei care păzesc poruncile sale, deoarece aceasta este pentru slava numelui său. El a făcut pentru poporul său ales lucruri care ar trebui să inspire în fiecare inimă recunoștință și îl doare când vede că atât de puțină laudă este exprimată. Ce binecuvântări mai are Dumnezeu pentru mine, pe care trebuie să le cer? Vă doresc o zi plină de iubirea Domnului Iisus Hristos. Amin.